Cea de-a treia zi de Crăciun i-a reunit în rugăciune pe credincioșii din Ghiula la Catedrala Episcopală. Sfânta liturghie a fost oficiată aici de preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria. La slujba au participat elevi de la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu și credincioși din Ghiula, precum și din Brașov. Iată, în a treia zi, noi sărbătorim pe cel din tâi mucenic și arhidia Ștefan, astfel încât putem înțelege că rostul bisericii aici, în această lume, bisericii creștine pe care a întemeiat-o Mântuitorul, nu este doar pentru vremuri bune, ci și pentru vremurile de încercare care au fost și se pare că din nou pot să vină peste viața creștinilor și asupra oamenilor întregului pământ, așa încât înțelegem astfel că și bucuria nașterii Domnului și acest model și exemplu pe care Sfântul Arhidiacon Ștefan în slujirea sa față de Sfânta Biserică și față de primii creștini, dar și în dragostea sa față de Dumnezeu, care l-a făcut să primească cu tărie Moartea mucinicească, mărturisind adevărul, sunt atât de actuale și atât de importante pentru fiecare dintre noi. La final, ierarhul i-a felicitat pe toți cei care poartă numele Sfântului Arhidiacon Ștefan.